Un conducător auto în vârstă de 76 de ani a acroșat un biciclist în comuna Drăguțești. Șoferul pensionar a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens, unde a lovit bărbatul de 45 de ani, care se deplasa cu bicicleta din sens opus, după care, la aproximativ 300 de metri, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod. Conducătorul auto, biciclistul, dar și un alt bărbat de 76 de ani, pasager în autoturism, au fost răniți. Circulația a fost blocată pentru o scurtă perioadă, după care a fost reluată pe o singură bandă de mers. Toți cei trei răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.